Capitolul 19. Ucenicii lui Ioan se fac creștini. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?" Ei i-au răspuns, Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt." Dar cu ce botezați fost botezați?" le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Pavel învață pe norod la Efes. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod, în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșau afară din ei duhurile rele. Exorciștii iudei Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, Vă jur pe Isus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Șceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinguit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la cinzeci de mii de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Răscoala argintarului Dimitrie. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, Oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta." Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul Marei Zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, Mare este Diana Efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarch, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea Norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală, și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. – Mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis, – Bărbați efeseni! Cine este acela care nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se pârască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării.